având în vedere prezența lui Iisus, care a venit care a venit moarte, Hristos te rânduia, care nu mai este doar Iisus din Nazaret, învățătorul, grav, cum obișnuiam să spună, ce este Domnul, este Hristos Domnul, este Hristos te prezentă pe ei, care a venit și a stat la noastră cu ei. Amintind de faptele de pe câte zile cu Iisus, prin întâlnirile lor, prin acea mâncare luată de dimineață, prin pâine care l-a oferit lor, prin peștele care l-a oferit, amintind totodată de pescuirea minunată, de acele momente tragi, dar momente de pace, momente care au avut în viața lor un rol foarte însemnat. I-au văzut altceva la Iisus. Și acum viața lor este transformată. Și urmează apoi episodul alegerii lui Iisus. Tatăl Sfânt.
Cartea Faptei Apostolilor ne arată activitatea Apostolilor. Fiind deschide al investiției, sau prin ani investiții, Apostolii care au de suferit. Din nou funcții de suferință. Nu s-au oferit așa cum Petru s-a oferit de slujitoarea care m-a întrebat dacă este și el care le ia. Acum ei s-au dus în cupii. S-au dus în de persecutori. Și toți erau împotriva lor. Cu toate că mulțime mare îl urma pe Iisus. Este vorba de cei care aveau mână putere. Așa erau împotriva lor. Nu din cauza obiective, spunând că ei reprezintă un rău în societate. Dar și răul era pentru ei, pentru șef. Vreau conducătorii spirituali și conducătorii politici, dacă putem spune acest lucru, politică. Politica cuvinte pe toți acum, pe toți aceia care au funcție de răspundere în societate. Erau aceia care vedeau un pericol în subminarea puterii. Se mai vreau. Deci cei conducători spirituali se împotrivesc. În primul rând, arhiereii, care au atitudine împotrivire părțișă, voințe externe. Și știm acest lucru, condamnarea lui Iisus. Apoi, în azer, condamnarea apostolilor, care au fost urmoare, zarbă, urmă. Și în care apostolii erau scăpiți să fie mai temperați. Ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Voi să aduceți atâta voastră sângele acestui om? Spune și știu răspunsul. În Petru și apostolii. Deci, Sfântul Luca spune Petru și apostolii. Nu este întâmplătoare această afirmație Petru și Apostol. Întâi Petru și Apostol. Deci rolul lui Petru este evident în prima comunitate creștină. Fie răspunde. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ei propovedesc în continuare concentrarea ca și lor. Știne ceea ce urmează persecuție. Ei au suferit cu bucurie. Biserica a început să crească. Mulți învățătorul creștinismul, învățătorul lui Hristos. Și această învățătură vorbește prin aceea care ascultă sunt urmași apostolilor, sunt aceia care prin credință sunt ucenicii lui Dumnezeu, mărturisitorii lui Dumnezeu. Aceștia sunt